Centrul istoric al municipiului Orăștie se va moderniza în perioada următoare. Acest lucru se datorează faptului că municipalitatea din Orăștie implementează un proiect de modernizare a centrului istoric, care are 4 componente și o valoare de peste 20 de milioane de euro, finanțarea fiind asigurată de la bugetul local. La cetatea Orăștiei, de exemplu, în aceste zile vor fi finalizate importantele operațiuni de cercetare arheologică, urmând apoi a se trece în faza următoare a proiectului. Avem un proiect pe zona centrală care este finanțat în principal din bugetul local. Pe zona centrală avem de fapt 4 proiecte. Toate la un loc însumează o valoare de peste 20 de milioane de euro. Ele se referă la modernizarea zonei centrale, la modernizarea și reabilitarea cetății Orăștiei, realizarea Muzeului Civilizației Dacice și realizarea unui centru cultural multifuncțional în incinta fostei case de cultură. Pentru cetatea Orăștiei s-a finalizat sau urmează să finalizeze în următoarea săptămână lucrările de cercetare arheologică. Ne bucurăm că putem trece într-o altă etapă vis-a-vis de cetatea Orăștiei și să punem în operă acest proiect important al municipalității. Pentru Muzeul Civilizației Dacice și Casa de Cultură din Orăștie, în curând se vor semna contractele de execuție cu constructorii care vor lucra la modernizarea acestor obiective. Pentru Muzeul Civilizației Dacice s-a finalizat procedura de atribuire pentru constructor. Așteptăm să vedem dacă există contestații sau nu. Va fi semnat contractul cu noul constructorul. Sperăm să putem da ordinul de începere a lucrărilor în cel mai scurt timp și să demarăm, așa cum am spus, lucrările și la acest obiectiv de investiții cu o valoare de 5 milioane de euro. Pentru Casa de Cultură suntem în procedură, mai avem cam 2 săptămâni, după care sperăm să finalizăm și aici procedura de desemnare a câștigătorului, a constructorului care va realiza efectiv lucrările. Tot un obiectiv de investiții, peste 5 milioane de euro investite în modernizarea acestei clădiri din zona istorică a Orăștiei. În ceea ce privește modernizarea zonei pietonale și rutiere din centrul istoric, operațiunile de modernizare sunt în derulare și, așa cum a declarat primarul Ovidiu Laurențiu Bălan în emisiunea La Subiect, difuzată pe 1 TV Deva, lucrările la cele 4 componente ale proiectului vor fi finalizate până în anul 2024, când municipiul Orăștie va marca 800 de ani de la atestarea documentară. Lucrările de reabilitare a centrului istoric. Acest obiectiv a fost început la mijlocul anului curent. Sperăm ca nu anul viitor, ci în 2023 să reușim să finalizăm. 2024 este un an în care Orăștia sărbătorește 800 de ani de atestare documentară. Vrem ca atunci să fie inaugurate toate aceste lucrări pe zona centrală, să dăm o nouă înfățișare acestei zone centrale a municipiului Orăștie. Mai multe pe această temă, dar și alte subiecte interesante puteți afla urmărind atât pe pagina de Facebook, cât și pe canalul de YouTube al postului de televiziune 1 TV, emisiunea La Subiect, în care a fost invitat Ovidiu Laurențiu Bălan, primarul municipiului Orăștie.